Ca actor și regizor, Charlie Chaplin a revoluționat lumea filmului. A fost unul dintre puținii oameni care au reușit să facă trecerea de la spectacole de vodevil la filmul mut și ulterior la filmul sonor. Chiar dacă la finele anilor 70, la momentul morții lui Chaplin, steaua lui se estompa, marele cineast era încă foarte cunoscut, motiv pentru care a intrat în colimatorul hoților de morminte. După un lung declin al sănătății, Charlie Chaplin a murit la domiciliul său din Elveția la primele ore ale zilei de 25 decembrie 1977, în urma unui atac cerebral suferit în somn. În acea zi de Crăciun, el avea 88 de ani, așa cum ceruse, a fost înmormântat în cimitirul din Elveția, acolo unde locuia în ultima sa perioadă. În urma lui au rămas cea de-a patra soție, Ona Chaplin, și cei 8 copii ai lor. Cu toții au fost îngroziți când au aflat că trupul lui papa Charlie fusese furat chiar de sub nasul lor. Din păcate, Charlie Chaplin n-a avut foarte multă odihnă după ce a fost înmormântat. Pe 1 martie 1978, doi profanatori, un polonez și un bulgar, fură sicriul în care odihnea marele Charlie Chaplin cu scopul de a cerși bani din răscumpărare. Poliția elvețiană îi caută 10 săptămâni. Oamenii cer până la 600.000 de dolari, coboară apoi la 100.000. Nu-i primesc niciodată, dar nici nu mai știu unde l-au reînhumat. Vagabondul făcuse spectacol și după moarte. Pare o peliculă horror, dar nu e. Dimineața de 1 martie 1978, după câteva ore de muncă, pe o ploaie apocaliptică, cei doi hoți de morminte ajung la obiectiv. Scot un sicriu de sub o piatră albă ascunsă printre 400 de morminte, îl urcă într-o camionetă și la revedere. Nici măcar nu aruncă la loc pământul escavat. Cel mai mare actor al tuturor timpurilor părăsea această lume chiar de Crăciun, pe 27 decembrie fusese îngropat la localitatea elvețiană. Peste două luni însă, locul său de veci era profanat, iar sicriul dispăruse. Înainte ca tâlharii să-și poată expune revendicările, polițiștii le-au dat vestea văduvei și copiilor lui Chaplin. Fiul cineastului, Eugene, avea să-și amintească într-un interviu pentru presa din Anglia circumstanțele în care a fost anunțat despre teribilul eveniment. Am primit un telefon de la poliție care ne-a spus: cineva a deschis mormântul, sicriul a dispărut, a fost ceva oribil, în special în Elveția, unde totul este atât de liniștit. Tâlharii voiau să se îmbogățească pe seama cadavrului. Hoții Wardas și Ganev au sunat-o pe văduva lui Chaplin și s-au oferit să-i trimită trupul pentru o sumă uriașă, 600.000 de dolari. Femeia a refuzat, dar asta nu i-a descurajat pe tâlhari cu spirit de inițiativă. În timp ce cei doi hoți își refăceau calculele, polițiștii au pus sub ascultare telefonul văduvei lui Charlie Chaplin și au început să supravegheze și cele 200 de cabine telefonice din zonă. Ulterior, soția sa avea să afirme că dacă ar fi fost în viață, Charlie Chaplin ar fi catalogat întreaga situație drept ridicolă. În scurt timp, cei doi hoți au revenit cu o nouă revendicare, de data aceasta și mai umflată, formulând amenințări cu violența împotriva copiilor mai mici a lui Chaplin, în cazul în care nu ar fi primit suma de 600.000 de dolari. Oricât de înfricoșătoare părea oferta, Ona Chaplin a refuzat din nou să dea curs pretențiilor. Din fericire, nu a mai avut ocazia să afle dacă hoții erau serioși cu privire la ducerea la îndeplinirea amenințărilor. Au fost arestați în scurt timp, iar apoi le-au dezvăluit polițiștilor locul unde ascunseseră trupul lui Charlie Chaplin. În urma arestărilor, ei au fost condamnați pentru tâlhărie și tentativă de înșelăciune. Judecătorii au considerat că el a fost cel care a pus la punct planul după ce a citit într-un ziar italian despre un complot similar. În calitate de coordonator al operațiunii, Wanders a fost condamnat la 4 ani și jumătate de muncă silnică, în timp ce Ganev a fost condamnat la o pedeapsă de 18 luni de închisoare cu suspendare. După condamnarea lor, soția lui Ganev i-a scris văduvei lui Chaplin și a prezentat scuze pentru cele întâmplate. Iar Ona a răspuns: nu am nimic în special împotriva ta și toate sunt iertate. După ce trupul lui Charlie Chaplin a fost reînhumat, totul a revenit la normal, deși cu unele măsuri suplimentare de securitate. De data aceasta, sicriul a fost acoperit cu beton. În 2014, lui Xavier Beauvoir îi vine ideea regizării unui film care se numește Prețul faimei, în care descrie toată acțiunea. Eugene Chaplin e de acord să joace. Am vrut să facem această comedie pentru că lumea trebuie să cunoască întreaga nebunie de atunci. Regizorul Xavier Beauvoir a spus că prima oară când a auzit de acest caz mai puțin neobișnuit, a crezut că e o glumă. Apoi, după o minimă documentare pe internet, i s-a confirmat că răpirea era reală. Așa am aflat că au fost doi emigranți, povestește regizorul într-un interviu. Un polonez și un bulgar. Procurorul de caz i-a numit chiar așa, Charlotte, clovni, măscărici în limba franceză.
Atunci mi-am zis, uite, asta ar fi o idee de film. Ulterior, regizorul a luat legătura cu poliția elvețiană. I s-a spus că nu-i pot oferi nicio informație fără acordul familiei Chaplin. Așa că regizorul i-a contactat pe membrii familiei, iar răspunsul a fost prompt și favorabil, fără să-i se impună vreo condiție. Cu siguranță că succesul pe care l-a avut, între timp, cu filmul Des Hommes de Dieu, a făcut ca lucrurile să meargă mai ușor, crede regizorul francez. Am obținut acces la arhive și am reușit să parcurg toată corespondența de la acea vreme dintre Ona Chaplin și răpitori. A vizitat chiar și locul în care sicriul furat al lui Charlot a fost îngropat pentru o perioadă.